Bună seara, stimați telespectatori! Iată-ne împreună la o nouă emisiune Adevăruri Culturale din noul an 2016. Vă propunem ca în seara aceasta să vă reținem atenția cu un ultim capitol pe care vom încerca să-l aducem aminte, să-l discutăm vis-a-vis de dinastia Asăneștilor, o dinastie românească, pe părerea mea, la sud de Dunăre. Ca să fac așa o punte între ceea ce am discutat emisiunile trecute și emisiunea de astăzi, vă atrag atenția că început așa un mic serial cu niște evenimente ale evului mediu mijlociu, să zicem, începute în anul 1185. În anul 1185, trei frați români, vlahi, Petru, Asa și Ioniță se răscoală împotriva dominației bizantine cu sediul la Constantinopol. Statul bizantin la vremea aceea era condus de către greci. Se răscoală și în urma mai multor evenimente ei întemeiază o formațiune statală cu capitala în localitatea Târnava, actualmente Târnovo de astăzi, la circa 100 km sud de Giurgiu. Întemeiază un nou stat, un stat al românilor și bulgarilor. Întemeiază un stat deosebit de puternic, care la un moment dat va fi actorul dominant în partea de sud-est a Europei, mai ales sub conducerea unor regi de genul Ioniță Caloianu și nepotul, la frate al acestuia, Ioan Asan al II-lea. Se construiește o super cetate la Târnovo, cetate pe care o vedem și noi când putem să ajungem pe acolo prin relativele noastre excursii și scurtele excursii, pentru că Târnovo este foarte aproape de Giurgiu. Se construiesc biserici, se construiesc așezăminte, se construiește tot ce era necesar pentru a funcționa un stat puternic, feudal. Mai mult decât atât, al treilea frate, care domnește între 1197 și 1207, este vorba despre Ioniță, este deosebit de valoros pentru tot ce se întâmplă cu ortodoxia, cu istoria ortodoxiei în partea aceasta de lume. Este deosebit de valoros pentru că dă demnitate poporului din care se trăgea și nu reneagă niciun moment faptul că este vorbitor de limba română și că este neam de român, de vlah. El poartă corespondență cu papa Inocențiu al III-lea, care îi recunoaște suzeranitatea asupra statului înființat. Mai mult decât atât, reușește să stăvilească asaltul catolicilor care cuceriseră în anul 1204 la a patra cruciadă Constantinopolul, deci reușește să-i tempereze, mai mult decât atât să-i și înfrângă în celebra bătălie de la Adrianopol în anul 1205,
mai mult decât atât, capturându-le comandantul și omorând principalii lor comandanți militari, generali și mareșali vestici. Este vorba de capturarea lui Balduin de Flandra, care după 3 ani de zile moare în turnul Balduin, vezi ghilimele, din cetatea Țarevici din Târnov. Mai mult decât atât, Ionița vrea să cucerească și Salonicu. Este foarte aproape să o facă. În ziua de Sfântul Dumitru cel Vechi, 26 octombrie 1207, însă în noaptea dinspre 25 spre 26 un comandant de al său de origine comanică, monaștir, îl asasinează, probabil plătit de către grecii din Săruna, din Salonic. Urmează un nepot de soră, Borila, iar după Borila statul este ajuns așa pe culmea expansiunii sale teritoriale în timpul băiatului lui Asan I, este vorba de Ioan Asan al II-lea, care normal, taică-su era român, maică-sa era româncă, devine conducător și conduce acest stat până la anul 1241, asigurându-i maxima dezvoltare și maxima extindere teritorială. Țaratul româno-bulgar, la momentul 1241, când moare de moarte bună, de cauză, moare la el în pat, țarul Ioan Asan al II-lea, avea ieșire la 3 mări: la Marea Neagră, la Marea Adriatică și la Marea Egee. După Ioan Asan al II-lea vin o serie de urmași ai acestuia, între care și băiatul său și nepoți. Aici avem o prezentare a țarilor găsită pe internet, dar imaginea aceasta, stimați telespectatori, se găsește și pe tricourile pe care am negustorii bulgari de astăzi le vând la poarta cetății Târnovo. Ei le vând aceste tricouri destul de bine, sau turiști mulți. Avem imagini de țari, de regi ai primului și a celui de-al doilea regat bulgar. Al doilea, de fapt, prea e bulgar, este româno-bulgar. Deci spuneam eu că le vând destul de bine. Doar pe rândul de sus avem primul țarat bulgar, iar din rândul de mijloc primii patru din stânga. Acum este absolut sigur că primii hani bulgari au fost chiar bulgari, adică proveneau din populația aceea de neam turanic venită dinspre gurile Volgăi, undeva spre nordul Mării Caspice, undeva relativ aproape de Urali, și care s-au stabilit în zona aceasta la sud de Dunăre, în zona prosperă dintre Dunăre și Marea Egee. Și avem pe Cubrat, pe Cardan, pe Isperih, ăștia într-adevăr au fost bulgari. Dar uitați-vă la cei patru țari după rândul din mijloc, ultimii țari ai primului țarat bulgar. Ei nu mai sunt bulgari. Ei se pare că aveau, o spune Nicolae Iorga, el atrage atenția prima oară acestui lucru,
erau cu sânge românesc în ei. Și aici îi avem pe Petru Samuil, 1997-1014. Aceștia au avut capitala la Preslav. Preslavul nu e departe de Giurgiu, tot cam la vreo 120 de kilometri pe direcția Giurgiu, Razgrad, Șumen, undeva la poalele unor munți frumoși, nu foarte înalți, dar totuși munți, ei au forme piramidale, acoperiți cu codri de fac și brad, se găsește cetatea Preslav făcută de ei. E un loc care merită vizitat. Și apar, iată, ultimii trei, pe rândul din mijloc, începând cu 1185-1197, Petru, Asan și Caloian. Caloianul este ultimul din dreapta, cu mențiunea că ăștia nu mai erau bulgari, ci erau clar români, după părerea noastră. Și toți gen descendenții lor până la anul 1280, pe linie paternă, au venit din cei trei de sus, iar până la 1396, când se termină cu existența acestui stat, stat, i-aș spune eu, româno-bulgar și nu greșesc, sunt convins că nu greșesc, deci și între 1280 și 1386, 1396, mă scuzați, absolut toți țarii de la sud de Dunăre au avut treabă cu numele de Asan și cu originea românească a acestei familii. O familie mai mult decât nobiliară, o familie care prin lupte și prin iscusință și organizare a reușit să se impună ca o super familie de la sud de Dunăre. O super familie românească. În moment ce Inocențiu al III-lea, într-un fel figura cea mai importantă vis-a-vis de cunoștințe și de autoritate în lume, este vorba despre papa de la Roma, îi spunea lui Caloian că tu ești vorbitor de limbă latină, ești vorbitor de limbă română, atunci lucrurile nu mai trebuie nici măcar comentate după aceea cu o vorbă. Dacă așa zis papa, suntem convinși că așa a fost. Spuneam că după anul 1280, absolut toți țarii, până la 1396, au avut neveste descendente direct din familia românească Asan, deci tot românce, au avut, deci copiii lor, chiar dacă erau bărbați, nu, erau de sânge nobiliar Asan românesc, iar unii dintre ei, vom vedea în minutele care urmează, se căsătoresc și cu românce de la nord de Dunăre. Din păcate, există o mare timiditate a istoricilor români în ceea ce privește considerarea acestei perioade istorice ca fiind parte din istoria noastră românească. Noi ne oprim la Dunăre. Dacă am trecut Dunărea și dăm peste un sat în care 90% din populație la sud vorbește românește, deja nu mai e treaba noastră. E o treabă rea, după părerea mea, vedeți cât de răi și de insistenți sunt, de exemplu, ungurii, care sunt niște venetiști prin locurile astea, sunt și veniți tot prin stepele Asiei și care, culmea, își datorează statul tot unor români.
și care, în afară de îngânfare și de multă aroganță, și care după bătălia de la Mohaj până târziu, deci de la 1526, dacă nu mă înșel, până la pacea de la Pasarovis, până la 1690, și nici măcar n-au mai avut țară, n-au mai avut stat, ei sunt foarte insistenți. Iar noi am putea să spunem că, de fapt, primul stat românesc nu a fost statul de la Curtea de Argeș al lui Basarab I, ci sigur avem trei formațiuni statale care au avut făcute de români. E de înainte de Curtea de Argeș. Cea mai importantă formațiune statală este statul lui Petru Ioniță și Asan, dar cam în același timp, cu câțiva ani înainte, pe valea râului Vardar, între Vardarul, care trece și prin Scupi sau Scopie de astăzi, din Macedonie, până la râul Struma, care curge de la Sofia către sud, mărginind pe partea de vest cele trei masive importante din Rodopi, nord, sud, este vorba de Vitoja, Rila și Pirinu. Deci, în partea aceea se pare că a mai fost cu câțiva ani de zile încă un stat românesc înființat de un român pe numele său, cunoscut în istorie, Dobromir Cris. Iar dacă stăm să gândim și cele găsite de doamna Viorica Enăchiuc, eminenta noastră giurgiuveancă, doamna Viorica Enăchiuc, care descifrează codexul Hurohonții prima dată după niște sute de ani, atunci se pare că a mai avut cu vreo 100 și de ani înainte de statul lui Dobromir Cris și a lui Petru Ioniță și Asan o formațiune statală undeva în zona între Călăraș și Giurgiu, condusă de un domnitor pe nume Vlad. Lucrurile sunt foarte clare în ceea ce privește statul Asăneștilor, care, mă rog, acum teritoriile acestea cad la prietenii noștri din sud, la statul numit Bulgaria, contemporan cu noi, dar putem să emitem păreri care să respecte adevărurile istorice, că mândria asta de țară numită statul Asăneștilor a fost o țară româno-bulgară. A scoate elementul românesc și a nu pomeni despre el în orice discuție vis-a-vis de statul Asăneștilor este o mare greșeală. Eu am să încerc să spun în următoarele minute ce s-a mai întâmplat de la în acest stat după momentul Ioan Asan al II-lea și urmașii săi direcți. În ultima emisiune prezentată în direct ajunsesem să spun că s-a întâmplat ca după Gheorghe Terter și ajunge la un moment dat între 1299, dar și Terter acesta însurat cu o nepoată directă a lui Ioan Asan al II-lea, care era băiatul lui Ioan Asan I. Ăsta este Ioan Asan al II-lea. O să-l vedem în mai multe fotografii. Interesantă fotografia, imaginea, pictura.
moda era moda europeană, sud-est europeană de atunci, moda bizantină, și să reținem sceptrul cu formă de cruce ținut în mâna dreaptă. Toți acești regi româno-bulgari au fost creștini și foarte buni creștini. Aceasta este câteva imagini de luptă. Este imaginea mitropoliei după cetatea, din vârful cetății Țarevici, de la Târnovo, unde vedeți poarta aceea de jos, de la acea turlă. Acum există un lift și care are înălțimea la vreo 3 etaje jumate, așa, să vizitează cu 2 leva, să ia cineva acolo, ia o mică taxă și te duce liftul până sus, unde între crânelurile, partea superioară a turnului, este maxima priveliște. Cândva această biserică a mitropoliei statului româno-bulgar era înconjurată de ziduri, ea însăși fiind situată într-o incintă înconjurată de zidurile cetății Țarevici. Țarevici și zice acum. Este foarte interesant totuși cam cum i-ar fi zis românii pe la 1197, cum i-ar fi zis Ioniță Caloianu pe la 1200-1202. Acum se folosește expresia de Țarevici. Această biserică a existat până la anul 1393, când a căzut în mâinile turcilor, și știm necazul pe care l-a pățit statul româno-bulgar de la sud de Dunăre după momentul 1393. Până la 1877 a fost transformat în pașalâc turcesc. Biserica nu a fost distrusă, a fost refăcută după cel de-al doilea război mondial de autoritățile bulgare și, din păcate, asta luați-o ca o părere personală și ca o sugestie, nu știu câte sugestii pot să dau eu autorităților bulgare de astăzi, ea nu funcționează ca o biserică, este un fel de muzeu și are niște picturi destul de moderniste. Era bine dacă îi se păstra stilul și parfumul și, dacă vreți, și autenticitatea picturii vechi. Da. Să mergem mai departe. Deși acest Gheorghe Terter, care mai avem niște imagini, aici este un asediu al Constantinopolului la care participă românii în timpul lui Ioan Hasan al II. Deci nu trebuie să ne mire, eu am rămas și eu într-un fel puțin impresionat, pentru că au fost cel puțin câteva situații când vlahii românii au asediat capitala Imperiului Bizantin. În momentele când regii româno-bulgari, regii români de la sud de Dunăre intrau în conflict cu împărații de la Bizanț, greci, au fost situații când românii au ajuns până sub zidurile Constantinopolului. Iar turnurile acelea care le vedeți în această pictură încă există. Sunt turnurile zidului lui Teodosie, rămași de la romani. Ei nu au cucerit Constantinopolul. Treaba aceasta se va întâmpla puțin mai târziu, pe la 1453, când turcii vor fi aduși în Europa și se vor îndrepta împotriva celor care i-au adus în Europa, împotriva bizantinilor. Și nu numai împotriva lor.
Se pare că acesta este regele Serbiei Ștefan Nemanja. Avem o imagine cu el, contemporan cu perioada aceea. În general, istoricii români evită prezentarea imperiilor Vlaho-Bulgar și a dinastiei Asăneștilor. În schimb, istoricii bulgari deformează adevărul istoric, considerându-i pe vlahi drept bulgari și nu vorbitori de limbă latină. I-am amintit, i-au asimilat ca bulgari pe Asănești, insistând pe participarea masivă la conducerea Imperiului Vlaho-Bulgar a bulgarilor în detrimentul vlahilor. Însuși, termenul de al doilea imperiu Vlaho-Bulgar este incorect, sau al doilea țarat bulgar, cum zic bulgarii de la sud de Dunăre astăzi. Acest al doilea nu a fost condus de bulgari niciodată. Interesant, nu? Și dacă se iau toți regii de la 1185 până la 1396, acestei formațiuni statale, vom vedea că ei au fost doar vlahi, câțiva macedoneni, dar toți însurați cu femei românce, sârbi, dar și ăștia însurați cu românce, din neamul Asăneștilor, cumani, și avem și cazul unui tătar, este vorba despre perioada 1299-1300, când țaratul a fost condus de Ceaca, fiul hanului tătar Nogai, căsătorit cu o fată a lui Gheorghe Terter. Deci până și acest han, acest tătar Ceaca, era însurat cu una care era jumătate româncă, pentru nevasta lui Terter era tot o româncă. Deci Sarina era româncă. Însuși termenul, așa, mai mult decât atât, au falsificat sau copiat greșit, eliminând termenul de vlah cu cel de bulgar sau de grec. Realitatea este alta. Vlahii și bulgarii au conviețuit împreună pe teritoriul de la sud de Dunăre. Deci nu prea s-au cucerit ei unii pe alții, au conviețuit. Și nu s-au cucerit, iată, unii pe alții. Aici aș putea să... Deci iată cam cum arăta această formațiune statală în jur de anul 1300. Să spunem că apare încă Bizanțul, în partea de dreapta jos a imaginii. Apare țaratul Vidinului, care era un fel de teritoriu cu o autonomie limitată, țaratul Vidinului. Apare Zredețul Sofia, Plovdivul, Târnovo și Silistra. Și vedem de asemenea Salonicu, Ohridu și Skopje, toate cândva orașe românești. Să mai reținem și numele de Bădin. De Bădin, folosit pentru Vidin, este nume românesc. Vlahii locuiau în zonele premontane și montane, iar bulgarii în zonele de șes și de dealuri, funcție de preocupările lor zilnice. Asta să zicem că ar fi așa, într-un fel, niște medii statistice unde locuiau vlahii, că vlahii erau pe munți și sub munți și bulgarii au fost pe la șes. Dacă ținem cont că aproape toată Bulgaria de astăzi și Serbia apropiată de astăzi, care, mă rog, cel puțin pe partea Timocului,
nici măcar nu exista Serbia, că Serbia, statul Serbia a fost unde prima dată făcut, unde e Kosovo, unde sunt ăștia musulmani din Kosovari astăzi. Vedem că cea mai mare populație, pentru că forma de relief determinantă și majoritară ca și procent în Bulgaria de astăzi și teritoriile mai devreme amintite, sunt zonele montane și premontane. Ei nu prea au câmpie, cum avem noi, câmpia română, câmpia de vest, câmpia Jiji, Bahluiului, nu. Ei au zone de munți, o mică câmpie pe Valea Mariței, făcută pe Valea Mariței, și să zicem, dacă ar fi așa un fel de câmpie în zona Dobriciului, adică în Dobrogea de Sud. Dar excepții există de la treaba aceasta, gândindu-ne numai că în lunca Dunării, imediat lângă Dunăre, de la Silistra până la Vidin, aproape majoritatea satelor și comunelor sunt românești. Sau sunt și câteva excepții, dar eu aș zice că inițial majoritatea au fost românești și continuă și astăzi să se vorbească românește pe marul de sud al Dunării. Vezi, dacă luăm numai toponimeni aici pe lângă Giurgiu, avem Pârgovo de la Împârgui, de la Copt, avem Martinu, pe dar Martinu nu e nume slav sau bulgăresc venit din Urali, e Martin. Avem Crivina, avem Mircovățu, etc., etc. Nu, numai după toponim, dacă o luăm, avem Trestenicu, foarte aproape de Crivina și de Trestenicu la bulgar, nu? Trestenicu de la Tomuleș, care e clar. Bine, de fapt, acest Trestenic, am găsit un Trestenicu, în localitatea Trestenicu și în Sitonia, în Halkidiki, sau în peninsula Halkidică. Deci până acolo era. Până acolo și mai jos, da? Asta e altă discuție. În primul țarat bulgar avem țari bulgari pe Cubrat, pe Isperih, pe Asparuh și pe Cardam. În prima fază asta. Iar în ultima fază, când țaratul chiar a contat și a fost un pericol pentru Imperiul Bizantin, să reținem că la vremea aceea a ultimilor patru țari bulgari din primul țarat bulgar, Imperiul Bizantin chiar era la apogeul său, în timpul lui Vasile al doilea macedoneanu. Dar poate că dacă nu era la apogeul său, poate că aceștia ultimii patru țari bulgari chiar ar fi avut șansa să cucerească Constantinopol. Cazul lor a fost într-un fel că a dat de o maximă organizare a Imperiului, care nu se mai întâlnise de la Justinian, deci de la 500 și până la 1000. Ultimii patru, de exemplu, Samuil și Petru, despre care spuneam că Nicolae Iorgas insista asupra lucrului că ar fi avut cei ultimii patru țari din primul țarat bulgar, ar fi fost și ei tot cu sânge românesc. Să mai reținem un nume întâmplat care are legătură cu niște evenimente între 1040 și 1041. Este vorba despre Petre Delian, care conduce o răscoală contra bizantinilor. Deci la 1040-1041 nu mai exista primul țarat bulgar și nu se înființează al doilea, care se înființează vlaho-bulgar, adică româno-bulgar, la 1185. Cine era acest Petru Delian? Era fiul lui Gavril Radomir, țar bulgar la 1014-1015, și al româncei Margareta, fiica Charlottei de Alba Iulia.
Urmarea căsătoriilor dintre membrii familiei Hasan cu cei ai familiei cumanice Shishman vor rezulta viitorii mari conducători ai statului, considerați în mod interesat de către istoricii bulgari, din punct de vedere naționalist, doar ca țari bulgari. Ori, ei aveau mamele românci. Dacă unul e făcut cu un bărbat din neamul lui Shishman, Boier Shishman, cumani stabiliți la sud de Dunăre după 1241, când vine marea invazie mongolică care mătură jumătatea de est a Europei. Deci Taso era cuman și maica sa era româncă. Și iese unul care vine, un bărbat, copil, care ajunge țar și are 50% sânge românesc, 50% sânge cumani, care se însoară tot cu o româncă din dinastia Sanilor. Atunci, ăla care vine, normal, ar trebui să aibă 75% sânge românesc și doar 25% sânge cumanic. Oricum, niciun caz bulgar. Dinastia Hasan Shishman va fi reprezentată de Mihail al III-lea Hasan Shishman, de Ioan Ștefan Hasan Shishman, de Ioan Alexandru Strațimir Shishman, de Ioan Hasan Shishman și de Ioan Hasan Strațimir. Toți aceștia aveau aceeași ascendență directă din Ioan Hasan și din ultima sa soție, este vorba despre Irina Comneana. Corect e spus că dinastia din secolul XIV va ajunge de neam Vlaho-Bizantin-Cumanic și în niciun caz de neam bulgar. De ce cu bizantin? Pentru că Irina Comneana venea din împărații Bizanțului Comneni și putem spune că descendenții din Comneana aveau și sânge bizantin. N-am auzit, și asta este interesant de făcut, poate o viitoare discuție, o viitoare emisiune. Poate o să încercăm să sintetizăm puțin niște informații care ne-au trecut pe mână într-o dată viitoare și să vorbim despre împărătesele Bizanțului care au fost, ăsta este Ioan Caloian, Ionita Caloian. Ionita Caloianu mai face un lucru despre care se vorbește foarte puțin. Ionita Caloianu, între tot Caloianu, tot românul Ionita, după părerea mea, e o figură absolut senzațională, un român de mare forță. Ionita Caloianu, în urma înțelegerilor cu papa de la Roma, Inocențiu al III-lea, trece statul său la religia catolică. Între 1205 și el moare în 1207 și putem spune că religia dominantă aici în sud a fost ăsta este Hasan al II-lea. A fost religia catolică până la 1236. Când, în urma înțelegerilor cu împărații de la Nicea, Hasan al II-lea revine la religia ortodoxă. Da. Și aici e o temă de discutat foarte importantă. Foarte importantă pentru că se pare că de la revenirea la religia ortodoxă, inclusiv a ceea ce se întâmplă în Valahia, iată, avem și harta asta, regia a fost foarte inspirată că ne-a prezentat-o. După, în această hartă, care arată statul român-bulgar pe timpul lui Hasan al II-lea,
vedem că jumătatea Munteniei, sudul Moldovei și toată Dobrogea era inclusă în acest stat. Ce se întâmpla la vest de Olt, de la Turnul Roșu până la Corabia, către vest, intra în Banatul de Severin, care pe vremea aceea era, ținea de statul ungar. Deci, revenirea la religia ortodoxă pe timpul lui Hasan al II-lea, în urma înțelegerilor cu împăratul de la Niceea, se pare că pe noi ne-a costat introducerea limbii și scrie limbii slavone în biserică și a scrierii chirilice. Lucru care e făcut, după părerea mea, cu o mână puțin rea de către greci. Decât să scrieți latinește și să aveți alfabetul latin, care e alfabetul vostru al românilor de multă vreme, de 1000 ceva de ani, mai bine nu folosiți limba greacă în biserică, dar o folosiți pe a slavilor și folosiți alfabetul chirilic. Bine, sunt discuții acum că alfabetul chirilic, de fapt, făcut de frații Chiril și Metodiu, care și ei sunt români din Sirmium, nu sunt bulgari, nu sunt sârbi, nu sunt slavi, nu sunt greci, ar fi de fapt urmașul direct al vechiului alfabet al dacilor, al foarte vechilor români. Să zicem repede câteva vorbe despre Mihail al III-lea San Șișman. El domnește între 1323 și 1330. El este născut între 1280 și 1292. Tatăl său era boierul Șișman, despot de Vidin, între 1270 și 1280. Mama lui Mihail era nepoata directă a lui Ioan Hasan al II-lea, adică al românului Hasan al II-lea. Mai exact, era fiica lui Ana, fata lui Hasan al II-lea, căsătorită cu Petre, sebastocatorul Imperiului. Venea văr și cu Teodor, prin mamă, Svetoslav, care a fost țar, avea nume de acest Teodor Svetoslav, avea nume slav, dar el era după măsa, era tot român, și cu Gheorghe Terter al II-lea. Venea văr cu ei, prin mame. Toți veneau din mame din Hasan al II-lea. Teodor Svetoslav a fost țar la 1300-1321 și Terter la 1321, Terter al II-lea, 1322. În urma conflictului între tatăl său și Ștefan Milutin al Serbiei, Mihail se va căsători cu Ana Neda în anul 1298. După moartea tatălui său Șișman, care devine despot al Vidinului. Iată, zona Vidinului devine regiune semi-autonomă. După moartea lui Gheorghe Terter al II-lea, la 1322, împăratul bizantin Andronic Paleologul al III-lea va încerca să-l impună conducător al țaratului pe un anume Voisil. Nobilimea partizana lui îl impune țar și imediat după încoronare îi adaugă și numele de Hasan. Domnia lui a fost văzută ca o continuare a casei Hasan și nu ca o nouă dinastie. Împăratul Andronic atacă statul
Româno-Bulgar, cucerește Iamburul, Ordea, Sozopolul și Rocastro. Mihail contraatacă, îi alungă pe bizantin și pătrunde în Imperiu pe valea râului Marița. Se face pace prin căsătoria lui cu Teodora Paleologhina. Acesta divorțează de sârboaica Ana de Neda, sora regelui, acum a ajuns rege, iată, Ștefan Uroș. Rezultă conflict. Să remarcăm că era aliat cu Basarab I, între timp la 1330, să formase statul românesc cu capitala de la curtea de Argeș al lui Basarab I, al Basarabilor. Era aliat, iată, cu Mihail Asan, care în conflictul cu Ștefan Uroș al Serbiei i-a trimis în ajutor un cor de oaste de 3000 de români. A participat la lupta dintre țaratul româno-bulgar și sârbi și un anume Belaur sau Balaur, despot de Bidin. Mihail Asan al III-lea moare în bătălia care are loc pe valea râului Bojurița, în localitatea Bojurița, pe valea râului Dragoviștița. Dacă știți pe unde este această Bojuriță și această Dragoviștiță pe hartă, undeva în sudul Macedoniei de astăzi, pe graniță cu Grecia. Deci, câtă rezonanță românească există și acum, tocmai la sud, acolo, spre greci. Urmează la domnie un Ioan Ștefan, fiul său cel născut din căsătoria cu Ana de Nedea, pentru 8 luni numai, în anii 1330 și 1331. După 1331 vine la domnia țaratului Ioan Alexandru. Să reținem acest Ioan Alexandru, este foarte important, el este antepenultimul țar creștin de la sud de Dunăre. Deci, după cum vedeți, nu se numește Ivan, domnule, se numește Ioan. Interesant, nu? Ioan. Ioan este nume românesc. E nume latin. Nu este Ivan. Ioan. Ioan Alexandru, care domnește mult, 40 de ani, este fiul lui Strațimir al Crâmului și al Petriței, sora lui Mihail Asan al II-lea Șișman. Păi dacă Petrița era măsa care era nepoată directă a lui Asan al II-lea, înseamnă că avea nevastă româncă. Pe linie paternă venea din Strațimir, frate cu fostul țar Gheorghe Terter I, care a fost țar la 1280 la 1290. Dar și ăsta spunea că a avut nevastă româncă. Pe linie maternă venea direct din Ioan Asan al II-lea și Irina Comneana prin bunicii săi, Petru și Ana de Asan. Se va căsători acest Ioan Alexandru 1331-1371 cu fata lui Basarab I de la nord de Dunăre, Teodora, cu care va avea 4 copii. Să-i spunem pe acești 4 copii, pentru că este foarte important. Este important pentru că vom înțelege poate în viitor ce se întâmplă pe partea asta de lume după momentul 1350. Când un împărat fără minte grec de la Bizanț îi aduce ca aliați în Europa ca să-i bată pe români și pe bulgari și pe sârbi, pe turcii otomani. Primul copil se numește, deci, ia uite, Mihail al IV-lea Asan. Deci, măsa era româncă, tasul era jumate român, jumate era Strațimir, macedonean. Deci copilul rezultă sigur 79, dacă îi facem procente că era român. Acest Mihail al IV-lea Asan, născut la 1322 și mort la 1355.
țar cu regent. Ioan Stratemir, născut la 1324 și decedat la 1397, țar al Vidinului. Între 1356 și 1396, deci 40 de ani. Ăsta este ultimul țar creștin de la sud de Dunăre. Este la rândul lui acest Ioan Stratemir, care era 75% român, căsătorit cu Ana de Valahia, fata lui Nicolae Alexandru Basarab. El, săracul, a rezistat încă 3 ani după ce a căzut în nou. Până au cucerit turcii Vidinul. L-au luat și l-au, din păcate, l-au dus în Asia Mică și l-au omorât. Pe acest Ioan Stratemir, românul Ioan Stratemir, țarul, ultimul țar creștin la sud de Dunăre. Avem al treilea copil făcut cu fata lui Basarab întru Ioan Asan al III, născut la 1326 și decedat la 1349, și el țar coregent. Și avem și o fată care se numește Maria Tamara, căsătorită cu sultanul Murat, care este sultan al turcilor între 1361 și 1389. După Murad ăsta vine Bayezid, și după Bayezid, dacă tot așa curgem la vară, ajungem și pe la Suleiman Magnificul, și am putea spune, care la rândul lui se însoară cu o româncă, cu Roxolana, am putea spune că în Suleiman Magnificul, pe partea lui taică-so, prin această Marie Tamara, nepoată direct al lui Basarab întâi, deci româncă, este posibil ca Suleiman să aibă și el niște în vine sânge românesc. Ioan la Alexandru, din păcate, face o greșeală mare de tot. Se îndrăgostește de o evreică cu numele de Sarah, care venise într-o delegație la Târnovo, pe la Constantinopol, trimisă de împărații de Bizanț. Aia ia mințile, ce să mai, se îndrăgostește de ea, își repudiază nevasta, fata lui Basarab întâiu, pe Teodora, și asta Sarah trece la creștinism, lasă religia evreiască și se face creștină, și dăruiește, face cu Ioan Alexandru următorii copii. Îl face pe Ioan Asan al V-lea, îl face pe Ioan Ioan Șișman, care este penultimul țar. Ioan Șișman este născut la 1350 și moare la 1395. Deci moare la 45 de ani. Este ultimul țar de Târnovo, între 1371, după ce moare Taso, până la 1395. Pentru că știm că după bătălia de la Nicopole, turcii au cucerit în prima fază majoritate, deci parte, teritoriu și populație majoritară din statul româno-bulgar, cu capitala la Târnovo. Și pe ăsta l-au omorât turcii. Mai are o fată, Chierata Maria, născută la 1348 și decedată la 1390, căsătorită cu împăratul bizantin. Avem mai multe femei românce măritate cu împărați bizantini. Iată, și avem și pe această Chierata Maria, căsătorită cu Andronic al IV-lea Paleologul, împărat al Bizanțului între 1376 și 1379. Și mai avem încă două fete făcute de Ioan Alexandru și Sara, Desislava și Vasilisa. De asemenea, îl căsătorește pe fiul său Mihail al IV-lea. Mihail al IV-lea, primul copil făcut cu fata lui Basarab I, cu Maria Irina, fiica împăratului bizantin, la 1339. Intră în conflict cu bizantini Ioan Alexandru. Nu era de admirare, pentru că bizantinii erau greci, erau răi, aveau oftică pe noi.
pe români și pe bulgari și mai aveau și aroganță specifică, care i-a dus până la urmă la piire. De ce zic până la urmă la piire? Sunt mai mulți factori și întâmplări, dar zic eu că cea mai importantă este că aceștia îi aduc bizantinii pe turci în Europa în anul 1346. Deci până la 1346 nu avem populație sedentară turcească în Europa. Îi mai aduce o dată la 1347, încă un val, încă o dată la 1349, încă o dată la 1352, încă o dată la 1354. Au ăștia împărații de la Bizanț, îi aduceau pe turci ca să lupte cu noi. Sunt lupte între vlahovi, bulgari și turci. În aceste lupte, Ioan Alexandru, țarul româno-bulgar de la sud de Dunăre, își pierde doi fii, pe Ioan Asan al IV-lea și pe Mihail al V-lea. Asan, ăsta moare la 1355. Împăratul bizantin care i-a dus pe turci în Europa se numește, și care a făcut mare greșeală și a tăiat craca de sub picioare, se numește Ioan al VI-lea Cantacuzino. În anul 1349 spuneam că divorțează de fata lui Basarab și sora lui Nicolae Alexandru Basarab, deci următorul domnitor care vine în țara românească după Basarab și se căsătorește cu evreica Sara. Să mai spunem că prin această renunțare la Teodora, la fata lui Basarab, Alexandru mai face o greșeală. Va pierde sprijinul românilor din Muntenia. Ioan Alexandru mai face iarăși o greșeală, împarte țara în doi. Întâiul născut se numește Strațimir, dintre băieții săi, și primește nord-vestul țării, adică țaratul de Vidin, în anul 1356. Ăsta care ziceam că e 75% român. Iar primul băiat al Sarei, Teodora, Ioan Șișman, primește, după moartea lui Ioan Alexandru, partea de țarat româno-bulgar cu capitala la Târnovo. Ioan Strațimir e luat prizonier și trimis la Bursa în Asia Mică, unde moare strangurat de către turci. Asta, deci, la 1396 lua prizonier, la 1397 moare. Turcii invadează țaratul de Târnovo. Turcii îl prind și pe Ioan Șișman, care este decapitat de Bayezid la 3 iunie 1393. Perioada Asan a devenit în istorie perioada asăneștilor. A durat 210 ani, trecând de la naștere la mărire și de la extaz la agonie. Este o perioadă care este perioadă și românească, dacă nu chiar majoritar românească. Ar trebui să mai facem încă multe comentarii pe tema aceasta. Să spunem că la Bizanț am avut împărătese bizantine românce, să spunem că am avut băieți de regi români de la sută Dunăre însurați cu fete de împărați bizantini, să spunem că i-am bătut pe cruciați, de i-am rupt în a patra cruciadă, de i-am scos mințile din cap și am pus tot vestul la picioarele noastre, să spunem că românii au făcut mult. Și să mai spunem că o primă condiție ca să știm despre treaba aceasta este să începem să ne reevaluăm și să ne reconsiderăm. Și atunci când trecem podul la ruse, să ținem minte că nu intrăm, cel puțin istoric, într-o țară străină, ci intrăm în România din Sud, care ținea de la Giurgiu până la Marea Ege. Vă mulțumim, bună seara!